seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Vă invit să urmărim principalele subiecte ale zilei. Județul Satu Mare este pregătit de alegeri. Peste 300.000 de sătmăreni sunt așteptați la urne. Decorați pentru sătmăreni, Ioan Mircea Pașcu și Gavrila Ardelean au primit astăzi într-un cadru festiv demnitatea de membru de onoare în grad de comandor al Ordinului Militar de România. Piețe moderne în municipiu, mai multe despre subiect imediat la știri. Satu Mare e pregătit de alegeri, buletinele de vot și ștampilele se află sub pază, iar în zilele care urmează vor avea loc ultimele ședințe pentru instruirea președinților și locțitorilor secțiilor de votare. Instituția prefectului va veghea la buna desfășurare a scrutinului electoral. Potrivit listelor electorale, peste 317.000 de sătmăreni ar trebui să iasă la urne la acest sfârșit de săptămână. 334 de secții de votare au fost stabilite pentru alegerile europarlamentare la noi în județ. Prefectul a făcut publice astăzi datele referitoare la numărul de buletine de vot, ștampile și alocările bugetare pentru scrutinul din această duminică. La nivelul județului au fost preluate buletinele de vot, un număr de 349.864, achiziționat ștampile de control, un număr de 334, echivalent cu numărul de 334 secții de votare, ștampile cu scrisul votat, 1670, avem prevăzut un buget de 1.127.000 lei pentru indemnizații, 210.000 lei cheltuieli cu materialele și 10.000 lei investiții. Numărul celor care ar trebui să se prezinte la urne pentru alegerile europarlamentare se ridică la 317.000 de cetățeni. Cei care nu se pot deplasa la secțiile de votare vor putea solicita urna mobilă. Și cei din spitale, dar și cei din penitenciar care au drept de vot vor putea participa la alegeri. În ziua de sâmbătă au această posibilitate să se deplaseze la sediul secției de votare de care aparține persoana pentru care solicită urna specială și la sediul secției de votare va completa o cerere prin care solicită deplasarea unei speciale. La cerere este obligatoriu să se atașeze actele medicale care atestă starea persoanei pentru care se solicită urna specială. Mâine și miercuri vor avea loc ultimele sesiuni de instruire a președinților și locțiitorilor pentru alegeri. La Satu Mare cursurile vor fi în sala mare a prefecturii, dar instruiri vor avea loc și la Negrești și Carei. Totodată, biroul electoral s-a completat cu reprezentanții partidelor politice și la fel se va proceda și pentru secțiile de votare. Materialele pentru alegeri vor fi distribuite vineri către unitățile administrativ-teritoriale pentru ca sâmbătă seară să ajungă în secțiile de votare verificate în prealabil de echipe mixte din cadrul prefecturii. Ioan Mircea Pașcu și Gavrila Ardelean au primit astăzi într-un cadru festiv demnitatea de membru de onoare în grad de comandor al Ordinului Militar din România. Cel care a mânat distincțiile a fost chiar președintele Ordinului, colonelul Adrian Constantin. Demnitatea de membru de onoare recunoaște eforturile depuse pentru promovarea valorilor naționale. Se acordă domnului Ioan Mircea Pașcu demnitatea de membru de onoare, însoțită de toate privilegiile gradului de comandor, se acordă domnului Gavril Ardelean demnitatea de membru de onoare. Cred cu toată ființa mea în poporul român în care, prin vrerea lui Dumnezeu, am fost zămislit. Voi cinsti cu emoție și bucurie victoriile și împlinirile înaintașilor noștri. Îmi voi educa și crește copiii în dragoste și grijă pentru valorile spirituale, morale, culturale și istorice ale poporului român. Nu voi aduce în nicio împrejurare rușine sau ocară neamului meu. Voi rămâne neclintit în credința în care am fost zidit. Dumnezeu să-mi lumineze sufletul și mintea. Prin conferirea acestor demnități, Ordinul Militar de România a recunoscut contribuțiile pe care cei doi le-au avut în promovarea culturii românești și în susținerea intereselor țării în afara granițelor României. Prestația absolut de excepție a domnului Ioan Mircea Pașcu la Apusă. Atât în Comisia de Afaceri Externe, cât și ca membru delegația pentru relațiile cu Parlamentul European, cu adunarea parlamentară NATO. Profesorul Gabriel Ardelean a avut în cei aproape 50 de ani de activitate, a depus o muncă demnă de toată aprecierea. Nu putem decât să-i felicităm, să le urăm mult succes, să le spunem că suntem mândri de domniile lor
și le asigur de toată stima mea, de toată prețuirea mea personală și a instituției pe care o reprezint. Cei doi au mulțumit pentru distincțiile primite și au vorbit despre felul în care au înțeles că trebuie să susțină cultura și interesele României. Ioan Mircea Pașcu și-a adus aminte de vremurile tulburi de după anii 90, în timp ce Gavrila Ardelean a considerat că este o onoare să-ți aduci aportul la promovarea culturii. Am crezut de la bun început și crezul meu a fost că România trebuie să folosească fereastra de oportunitate între destrămare, oferită de destrămarea Uniunii Sovietice până la momentul la care Rusia își va reveni pentru a intra în NATO și în Uniunea Europeană. Sunt onorat că mi s-a acordat această înaltă distinție, acest înalt titlu și bineînțeles că am înțeles că nu este mare onoare, ci în același timp și o îndatorire. Acordarea distinției de membru de onoare se face cu obținerea unanimității Consiliului Director. Printre membrii Ordinului se numără personalități precum istoricul Dinu C. Giurescu, omul de știință Constantin Bălăceanu Stolnici, guvernatorul Băncii Naționale Muguriță Rescu, rectorul Universității Politehnice București Caterina Andronescu și cosmonautul Dumitru Prunariu. De la nuntă la spital și de acolo direct în secția de poliție. Este pățania unui șofer în vârstă de 23 de ani din Baia Mare, care domnișor de onoare la o nuntă a urcat la volan deși consumase câteva păhărele de horincă. Nuntașul a ieșit cu mașina de pe șosea, a trecut printr-un gard și prin parcarea unui hotel, oprindu-se în peretele unui restaurant. Hai, hai, hai să bem un păhărel de vin vechi sau chiar de tulburel. Nu-i niciun păcat când vinul-i bun. Dacă bei mai cumpătat pe onoarea mea, vă spun, nu te doare capul și te ții mai de pe drum. Hey! Accidentul s-a petrecut la miezul nopții pe Bulevardul Independenței din Baia Mare. Tânărul de 23 de ani a condus un autoturism înmatriculat în Marea Britanie, cu toate că băuse câteva păhărele de tărie. Într-un sens giratoriu, din cauza vitezei, nu a mai putut controla mașina. A distrus un gard, a trecut printr-o parcare, a acroșat un autoturism și s-a oprit în peretele unui restaurant. Echipajele smurde ale pompierilor militari, dar și ale poliției, au ajuns imediat la locul incidentului. Accidentul s-a produs pe fondul consumului de alcool și neadaptării vitezei în curbă, care cu cazul un autoturism matriculat în Marea Britanie a pătruns în parcarea privată a restaurantului de bica. În urma accidentului nu au rezultat vătămări corporale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul a fost 0,70, în cauza urmând a se întocmi dosar penal privind conducerea unui autoturism în influența băuturilor alcoolice. Alți nuntași au venit imediat la locul evenimentului rutier, însă nu au dorit să comenteze. De altfel, nici tânărul de la volan nu a scos o vorbă către jurnaliști. De ce ați reacționat asta de poliție? Îți pare rău ce ai făcut? Dacă spun de geamul. După ce a primit primul ajutor, tânărul a refuzat transportul la Spitalul Județean pentru investigații suplimentare. Echipajul de prim ajutor împreună cu echipajul de descarcere din deșamentul de pompieri Baia Mare a fost solicitat pentru a interveni la un accident rutier pe Bulevardul Independenței. Ajuns la locul solicitării, am găsit o victimă cu escoriații la nivelul viscerului craniului. Pacientul refuză transportul la spital. L-au dus însă polițiștii pentru a se recolta probe de sânge. Etilotestul indicase 0,70 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Din acest motiv, i s-a întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul pe drumurile publice cu o concentrație alcoolică mult peste limita legală. Apaserv Satu Mare a câștigat concursul Detecția pierderilor de apă organizat la Alba Iulia. Directorul Societății de Apă alături de primar au prezentat astăzi date despre concurs, dar și despre vizita efectuată în Viena, acolo unde au participat la o conferință mondială a apei. O delegație din Satu Mare a participat la o conferință mondială a apei care a avut loc la Viena. Apaserv Satu Mare a reprezentat Asociația Română de Apă la acest eveniment. Alături de directorul societății a fost și primarul Dorel Coica. Au fost luați la întrebări de către cei de acolo, de ce atâta sprijin pentru compania de apă. Răspunsul primarului a fost foarte clar. Compania de apă este prioritatea Consiliului Municipal, 86%, procente, da? 96%. Compania de apă aduce bani la bugetul local, da? Și un punct de vedere personal, în viitorii ani, poate 15-20 de ani, cine va deține apă și va putea să vândă apă, va fi foarte puternic. Un alt eveniment important la care a fost prezent Apaserv este concursul Detecția pierderilor de apă. Asociația Română a Apei a organizat un eveniment la care au fost prezenți peste 70 de specialiști, reprezentând 23 de operatori regionali. Este
un succes tot a companiei de apă, Satul Mare. Cupa reprezintă, de fapt, o reușită. Este locul întâi pe care l-a obținut compania de apă Satul Mare într-o competiție națională de detectare a pierderilor de apă. Având în vedere că echipa Apaserv Satul Mare a dat dovadă de constanță pe parcursul întregii competiții, la final aceasta s-a situat pe prima poziție, câștigând campionatul. Următoarea ediție a concursului va fi organizată la Satul Mare. Trei zile de distracție cu cei mai în vogă artiști, care este programul zilelor orașului, aflați în câteva momente la știri. Primarul a anunțat astăzi modernizarea pieței din Micro 17. Astăzi a început reamenajarea spațiului, s-au demontat tarabele și se va pune la punct rețeaua de canalizare și apă. Edilul spune că în maximum 3 luni va funcționa și piața din Carpați 1. Deja astăzi la ora 8, firma care va prelua ferul vechi și tarabele a început să le demonteze. Pe cei care expuneau marfă, i-am redirijat în alte piețe și începând de astăzi vreau să-i anunț pe cetățenii din Carpați 1 și 2 că va funcționa și piața din Carpați 1. 18 tone de alcool au fost confiscate în urma perchezițiilor desfășurate la sfârșitul săptămânii trecute la Satul Mare și Brașov. După un control de rutină, polițiștii brașoveni au identificat 3 tineri sătmăreni care transportau alcool pentru care nu dețineau acte. În urma reținerilor, oamenii legii au efectuat percheziții în mai multe locații din cele două județe. Aceștia au descoperit că alcoolul provenea din Satul Mare, unde au și găsit 3 instalații care funcționau fără acte. În urma celor două percheziții, polițiștii au confiscat 15 tone de alcool. Cercetări s-au făcut și la Brașov, unde au fost identificate alte 2 tone de alcool fără acte de proveniență. Cei 3 tineri din Satul Mare, alături de complicele lor brașovean, au fost prezentați Tribunalului Brașov cu propunerea de arestare preventivă. La doar 13 ani are deja 2 copii. O fetiță de 13 ani din Satul Dara a fost transportată noaptea de duminică spre luni la Spitalul Județean Satul Mare pentru a da naștere celui de-al doilea copil. Aceasta mai are un copil de 1 an cu același tânăr. Directorul adjunct al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a declarat că minora a fost luată în îngrijire în centrul maternal Lorena. În caz s-au implicat și polițiștii care au început o anchetă. Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Satul Mare, Camelia Cosma, bărbatului i se va întocmi un dosar penal pentru întreținerea de relații sexuale cu o minoră. Europarlamentarul Ioan Mircea Pașcu și istoricul Larry Watts a prezentat astăzi publicului sătmărean 2 apariții editoriale. Cartea Bătălia pentru NATO a fostului ministru Pașcu prezintă eforturile depuse pentru integrarea în Alianța Nord-Atlantică. Volumul lui Watts, Aliați incompatibil, se referă la poziția României într-un sistem de alianțe în care țelurile statelor membre erau diametral opuse. Lansările s-au făcut în prezența numeroaselor personalități politice și de cultură din județ. Manifestarea a fost organizată de Consiliul Județean, Primăria Satul Mare, Biblioteca Județeană și editura RAO. Președintele Consiliului Județean, Adrian Ștef, a făcut un joc de cuvinte profitând de titlul cărții lui Larry Watts, precizând că deși se credea că PSD și PNR sunt aliați incompatibili, cele două formațiuni politice au demonstrat că pot să lucreze împreună. Am ținut să fiu prezent astăzi aici pentru că vorbim de două personalități marcante și onorant pentru județul nostru dacă putem fi gazdă la un asemenea eveniment. Și știu că domnul Pașcu este acasă, de fapt, în județul Satul Mare, dar de fiecare dată când veniți acasă și mai sunteți însoțiți și de alte personalități, când vă întoarceți pe vederea de sătmărene, chiar ne onorează. Chiar peste drum de casa unde m-am născut, așa. Eu vreau să vă felicit și o să urmăresc cu mare interes acest eveniment. În lucrarea sa, Bătălia pentru NATO, Ioan Mircea Pașcu spune povestea acestor noi începuturi din calitatea de martor și uneori autor al deciziilor importante pentru revenirea României în familia europeană, de care totalitarismul o îndepărtase în ultimele decenii ale secolului trecut. Fost ministru al apărării, actualmente europarlamentar, Ioan Mircea Pașcu a precizat că ultimele două decenii au reprezentat o fereastră de oportunitate pentru România de a intra în Alianța Nord-Atlantică și în Uniunea Europeană. Iar autorul cărții se felicită că România a reușit să profite din plin de intervalul de timp dintre prăbușirea Uniunii Sovietice și revenirea Rusiei ca actor major și agresiv în această parte a lumii. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că sunteți prietenii mei și iată că suntem din nou împreună la un moment frumos. Un moment plăcut și până la urmă asta e scopul unei prietenii, să ne simțim mai mult bine împreună decât rău împreună. Altfel am fi prieteni incompatibili. Este vorba de o reeditare, cartea a apărut în 2007, dar într-adevăr,
domnul Câmpean a avut dreptate. Nu numai 10 ani de NATO au fost la bază aceste decizii, dar și ce se întâmplă în Ucraina. Și ca atare putem spune că părintele spiritual al deciziei e domnul Putin. Cunoscutul istoric american Larry Watts, pasionat de istoria modernă și contemporană a României, specialist în domeniul de apărare și securitate, și-a lansat la Satu Mare ultima carte, Aliați incompatibili, România, Finlanda, Ungaria și al treilea Reich. Larry Watts afirmă că România, deși o țară mică, cu resurse limitate, prin diplomația și structurile sale externe, a reușit să joace o carte importantă pe plan extern. La fiecare dintre aceste călătorie și eu vreau să mulțumesc pentru asta. Eu sunt preocupat cu cărți, cu analiză alianțe, în special comportamentul României în alianță, și NATO, și Pactul de la Varșovia și această alianță Axis, așa, cu al treilea Reich. Găini, pui de rață, iepuri și bibilici scoase la vânzare nu în piață, ci pe trotuare. Se întâmplă la Cluj-Napoca, unde comercianții de animale nu au loc al lor în care să își vândă produsele. Autoritățile locale spun că totuși comercianții se pot deplasa la circa 10 km de oraș, unde există un centru special pentru vânzarea animalelor. Săptămână de săptămână, comercianții vin în piața Abator din Cluj-Napoca pentru a-și vinde animalele. Fiindcă spațiul nu este suficient de mare, oamenii expun marfa chiar pe trotuare și arată cu degetul spre primărie, fiindcă nu le asigură condiții. Ar trebui primăria să organizeze și, din păcate, undeva totuși în oraș. Aici, de exemplu, nu aveți masă, nu aveți... Nu. Veniți. Cum e? Nici cum. Aici, dacă ar face undeva... Cum au ăștia parcare aici, și aici poate face și o piață. Nouă ne place foarte mult aici la Abator, dar să facă un pic acolo, ne mai aranjează, să avem, da, să avem loc. Mai... Ne place că suntem aproape de oraș, ne place aici, dar cu spațiu nu prea... Da, asta faci. Ce să facem? Vânzătorii de animale din piața Abator au primit deja avertismente de la polițiștii locali care le-au recomandat să-și mute afacerile la doar 10 km de oraș, în comuna vecină, Apahida, unde există un centru special pentru așa ceva. O soluție pentru comercianți este acest centru destinat exclusiv producătorilor și crescătorilor de animale. Chiar aici este amenajat un spațiu special cu mese, toalete ecologice și cu toate utilitățile necesare. Avem undeva la... în jur de 2000 de metri pătrați cu mese. Avem în proiect și umbrare speciale pentru a adăposti animalele în caz de caniculă, în caz de temperaturi ridicate. Vor intra fără nicio taxă și programul va fi undeva la programul pieței, adică de dimineața de la 4, zilnic de dimineața de la 4 până seara la ora 19. Cu toate acestea, vânzarea animalelor de talie mică și a păsărilor în piața Abator continuă nestingherită de ani de zile. Negustorii spun că nu vor renunța la acest obicei dacă nu li se asigură măcar transportul gratuit până la târgul de la marginea orașului. Deși este doar în clasa a 6-a, un elev din Baia Mare a devenit deja un inventator cunoscut. Cea mai recentă inovație a sa este un robot care alege obiectele în funcție de culoare. Pasiunea tânărului pentru inventică a început după ce a văzut pe internet mai multe concursuri. Așa i-a venit ideea de a construi roboți cu care a participat apoi la competiții internaționale. Denis Raus este elev la Școala Generală Avram Iancu din Baia Mare. Deși are numai 12 ani, băiatul a reușit să-și impresioneze părinții, profesorii și colegii cu pasiunea lui pentru inventică. Recent a realizat un robot pe care l-a prezentat în cadrul unei expoziții. E un braț robotic care sortează niște obiecte după culoare. Denis spune că de mic copil a fost pasionat de invenții. Am văzut că erau multe concursuri pe internet și m-am gândit că aș putea să fac și eu un robot. Am avut două kituri care le-am montat unul la altul și le-am modificat ca să-mi iasă. Cel mai mare problemă a fost cu programarea. Profesorii sunt uimiți de talentul lui Denis, care, la o vârstă așa fragedă, a reușit să îmbine mecanica, matematica și electronica. Este un element de noutate, de inventică, deoarece este un produs mecatronic. Este un produs, o mână, practic, care poate
care este ghidată, să zic, programată, să ia obiecte și să le așeze acolo unde dorește programatorul. Elevul o face nativ, deoarece e la vârsta aceasta și nu are acele cunoștințe de programare. Denis nu este la prima invenție. El a reușit să construiască un robot amfibie cu care a participat la mai multe concursuri, dar și un robot care știe să ocolească obiecte. Trei zile de petrecere cu cei mai în vogă artiști din țară. Asta pregătește primăria cu ocazia zilelor orașului Satu Mare. Pe lângă concertele din centrul municipiului vor avea loc și alte activități culturale-artistice. Primarul a anunțat astăzi programul oficial. Cei mai cunoscuți artiști din țară se mută la Satu Mare de zilele orașului. Loredana, B.O.G., Mafia, Smiley, WhatsApp, Mihai Mărgineanu sau Zdob și Zdub vor încânta sătmărenii. Nu vor lipsi nici artiștii locali și cei de muzică populară. În ceea ce privește bugetul alocat manifestărilor, primarul Dorel Coica a avansat suma de 250.000 de lei, identică cu cea alocată pentru evenimentul de anul trecut. Edilul spune că manifestările sunt dedicate sătmărenilor de toate vârstele. Un gest de respect pentru cetățenii municipiului, care sunt oameni serioși, oameni muncitori, și am considerat că populația municipiului nostru are nevoie și de relaxare. Programul manifestărilor este următorul. Vineri 30 mai, pe scena din piața 25 octombrie, ora 18, deschidere oficială, primul pop symphony din România cu trupa Distinto, acompaniată de filarmonica Dinu Lipati, alături de dansatori sportivi de la Royal Dance Club. Ora 20, concert ale formațiilor locale, Rafael Dots, concert WhatsApp la ora 21, la ora 22, concert Smiley, la ora 23, concert al trupei Zdob și Zdub, iar la ora 24, parada DJ. Pe scena din piața Vasile Lucaci au loc concerte folk. 31 mai, la ora 11, se dă start la Crosul Tineretului, la ora 20, concurs Miss Satu Mare 2014. La 22, concert al trupei Lada Nibene 27, la ora 22.50, dans sportiv, bailarte, dans school, salsa și rueda. La ora 23, concert al trupei Vank, la ora 24, concert Loredana, iar la ora 1, foc de artificii. Pe scena din piața Vasile Lucaciu, spectacol de tradiții și folclor, invitat special fiind Sava Negran Brudașcu. Duminică de la ora 16 vor fi concerte ale artiștilor locali, Cristian Pomohaci și evenimente de ziua copilului. La ora 20, concert Silvia, iar la ora 20.30, concert Mărgineanu. La ora 21 și 30 de minute, concert al trupei B.O.G. Mafia. Pe lângă evenimentele din centrul orașului vor avea loc și alte activități. Duminică va avea loc parada florilor cu fanfară și un concert de fanfară, evenimentul făcând parte din zilele culturale germane. Tot de ziua orașului va avea loc și târgul meșterilor populari pe strada Ice Brătianu și o expoziție de fotografie, standuri de promovare a orașului pe pasajul pietonal Corneliu Coposu. Avem acum știri pe scurt, aflați informații despre șantierele din municipiu, activități culturale, dar și alte subiecte. Se lucrează pe mai multe străzi din municipiul Satu Mare. Șantierele deschise sunt vizitate zilnic de conducerea orașului. Primarul a anunțat astăzi străzile pe care sunt deschise lucrări, care vor fi finalizate în cel mult 2 luni. La trotoare pe strada Ganea, strada Lucian Blaga, școala Curtuiuș, bulevardul Independenței, strada Jocului, strada Brașov, bulevardul Cloșca, strada Dornei, strada Arinului și Oituz, strada Fântânele, strada Codrului, strada Vidu, strada Octavian Goga, strada Bârgăului, strada Alecu Ruso. La covoare asfaltice, piața Micro 17, parcări Micro 15, strada Ganea, strada Bradului plus Fagului, parcarea Arinului și parcare Tei. Administrația Națională a Penitenciarelor, Direcția de Reintegrare Socială, a organizat a 6-a ediție a concursului de creație literară intitulat Poezie de Pușcărie.
Competiția s-a desfășurat cu sprijinul și colaborarea Asociației Scriitorilor din București, Asociației Eurocultura Art și a Societății Române de Radiodifuziune. La nivelul penitenciarului Satu Mare, colaborarea s-a făcut cu Școala Gimnazială Grigore Moisil. La concurs s-au înscris 196 de persoane private de libertate din 26 de unități penitenciare cu 381 de poezii, iar în urma jurizării lucrărilor au fost declarate câștigătoare 37 de persoane private de libertate. Penitenciarul Satu Mare a obținut premiul special pentru umor liric. Campania Consumă pește zilnic și trăiește sănătos a ajuns la final. Potrivit rezultatelor unui studiu realizat după desfășurarea proiectului, față de aceeași perioadă anului trecut s-a înregistrat o creștere cu mai bine de 1% a consumului de pește în gospodării. În același timp a crescut și numărul celor care au declarat că mănâncă des și foarte des carne de pește, dar și cel al persoanelor care mănâncă pește cel puțin de 2 ori pe săptămână. În continuare, achizițiile se fac preponderent din magazinele de tip cash and carry, în timp ce doar 34% dintre respondenți preferă pescăriile pentru cumpărarea peștelui. Peste 63% dintre persoane cumpără, în timp ce produsele precum icrele, fructele de mare și semi-preparatele din pește au înregistrat o scădere în topul preferințelor cumpărătorilor. Manifestările organizate de Centrul Cultural Geme Zanfirescu alături de Primăria Municipiului Satu Mare și Consiliul Local Satu Mare au continuat și la sfârșitul săptămânii trecute. Cu această ocazie, la un local din oraș s-a desfășurat un concert extraordinar de jazz care a avut ca protagoniști pe cei de la Jazz Waves Trio and Brigitte și de data aceasta spectacolul s-a desfășurat cu sala plină, întrucât locurile erau rezervate de câteva zile. Formația Jazz Waves a luat ființă în anul 2011 în Satu Mare, având în componența sa 3 membri. Enter Ambruș, solist vocal și chitară bas, Botoș Norbert la pian și Fișar Ciobo la tobe. Celor trei artiști li s-a alăturat de anul trecut și Brigitte Tămuțan, absolvent a Colegiului Național Mihai Eminescu din Satu Mare, iar în acest an a obținut locul întâi la faza județeană a concursului de muzică franceză care s-a desfășurat la Satu Mare. Continuăm jurnalul cu sport prezentat de Florin Mureșan și Meteo cu Silvia Spanciu. Rămâneți aproape! Bună seara și bine am găsit la știrile din sport. Poate cel mai frumos meci al sezonului în Liga 4 s-a jucat duminică la Orașul Nou, unde Talna din localitate a întâlnit liderul Serie A, Victoria Apa. Un duel interesant între doi dintre cei mai buni antrenori din județ, Dacian Nastai la gazdă și Zoltan Ritli la oaspeți. Câștig de cauză a avut echipa pregătită de Zoltan Ritli, care s-a impus cu 3-2. Dacă primele 30 de minute au fost lipsite de faze de poartă, pe finalul primei reprize, jocul s-a mai animat. Câmpan și Crăciun puteau duce Talna în avantaj, dar Stețca a fost în zimare. Minutul 38 la o fază confuză în care oaspeților Cristi Cosma a șutat, dar în blocaj dintr-o poziție excelentă. Cea mai mare ocazie a primei părți a avut-o Bârle, care a trimis cu capul lovitura sa fiind respinsă în extremis de Ștețca. Pe fondul dominării gazelor, oaspeții dau lovitura minutul 43, o schemă din cornerul bătut scurt pentru Bordac. Acesta a trimis un șut centrare, iar Iațu, din câțiva metri, a marcat după ce mingea lovise în prealabil bara. Astfel, echipa lui Zoltan Ritli a intrat la cabine în avantaj, 1-0. Repriza secundă a fost mult mai spectaculoasă, s-au marcat 4 goluri. Bârle, nemarcat în care, o egalează minutul 56 după o centrare a lui Cristi Cosma. Lung scoate de pe linia porții șutul lui Raul Ritli, care nu mai greșește ținta minutul 65 când îl execută pe Barna cu un șut plasat la colțul lung pentru 1-2. Gazele nu renunță și egalează la 2 prin Magda și minutul 78 cu un șut fără speranțe pentru Ștețca. Talpoș putea readuce apa în avantaj, dar lobul său peste portar este respins din nou de pe linia porții de același lung. Victoria Apa reușește să marcheze golul Victoriei minutul 85 prin juniorul și colegul nostru de presă, Vasilică Mihovici, cu largul concurs al portarului Barna, asta după ce fundașul Alin mai respinge odată de pe linia porții. Per ansamblu nu am nimic să reproșez echipei, jucătorilor. Momentan, momentul când te întâlnești de 2 ori pe săptămână, nu poți să pui la punct toate aspectele. Ei ne-au prins în primul și în primul rând pe faze fixe, unde ca să le pui la punct, mai ales pe fază defensivă, trebuie să citești echipa adversă, lucru care noi nu am avut cum să... Jucătorii s-au dăruit, au ascultat ce le-am cerut și au pus în teren, în practică, lucrurile care le-am repetat cu ei. O dăruință extraordinară din partea lor până la sacrificiu și îi felicit pe toți, începând de la conducere până la jucători, pe toată lumea, pentru parcursul bun pe care l-am avut în returul campionatului. O victorie pe care Apa o obține pe terenul excelent de la Orașul Nou și se poate gândi deja la finala campionatului. Partida a fost arbitrată de o brigadă din Sălaj cu Paulu Nimătean la centru, ajutat la cele două margini de Gabriel Bârjac și Ferenc Tuniogi, observatori Zoltan Potochi și Constantin Por din Satu Mare.
Performanța deosebită realizată de Lennart Berey la europenele de lupte greco-romane l-a adus pe acesta azi la prânz în centrul atenției la conferința de presă organizată de primarul municipiului Satu Mare, dr. Dorel Coica. Primarul Dorel Coica a ținut să-l felicite și să-l premieze personal după medalia de argint cucerită de luptător în Bulgaria. Domnul Berey Lennart a obținut titlul de vicecampion european. Deci vicecampion european la lupte. La lupte. Deci avem un sportiv deosebit. Are o diplomă de parte. Da? Ține diplomă, trebuie să te vadă, da? Felicitări. Antrenorul Tudor Barbul a reamintit că e prima medalie la campionatul european pe care luptele sătmărene o obține după o pauză de 50 de ani. De campion național de copii, campion național de cadeți, e locul întâi la internațional României. Vă reamintim că la categoria 100 de kilograme la europenele de cadeți din Bulgaria, sportivul pregătit de Tudor Barbul a reușit să obțină medalia de argint. Lennart Berey a avut un parcurs foarte bun, i-a învins pe rând pe sârbul Tomaș Bozo, pe polonezul Mateusz Zibala și pe lituanianul Povilas Danilevicius. În ultimul act, Berey a dat peste georgianul Zviadi Patraridze. Din păcate, diferența de vârstă a făcut ca luptătorul din Ardud, aflat la primul an de cadet, să fie învins, dar chiar și așa realizarea rămâne una remarcabilă. Lennart Berey va pleca mâine dimineață la lotul național de cadeți, care se află în pregătiri la Câmpul Lung Moldovenesc. Și campionatul Ligii A5 se apropie de final, iar Vârtului Santău și Șoimiu Mădăras, lidere celor două serii, s-au impus în meciurile de la Craid Roz, respectiv acasă, cu Porumbești și sunt virtuale campioane și promovate în Liga A4. La Mădăras, meciul a început de la 0-1, deoarece portarul Rică Pteancu a mai reușit o ispravă de cartea recordurilor, primind gol în primele secunde după un șut de la mijlocul terenului, imediat după lovitura de start a partidei. Mădărăsenii au revenit și au marcat de 3 ori golul 2 al oaspeților venind în minutele de prelungiri. Excelent arbitrajul prestat de fotbalistul Olimpiei Dan Gavrilescu a ajutat la cele două linii de Cristian Ghirații și Cristian Pop. Iată rezultatele consemnate în etapa din weekend în Liga 5-a. Seria Hodot Genc 5-0, Lucăceni Marna 3-2, Căuași Beltiuc 2-3, Craid Roz Santău 0-4, Domonești Supur 8-2, Acâștiream 0-3. În Seria B, Vetiș Ardu 2-0, Dumbrava Tarna Mare 4-2, Certezea Griș 5-1, Mădăras Porumbești 3-2, Bercu Sătmărel 6-0 și Viile Satu Mare Dara 3-0, echipa din Dara fiind exclusă din campionat. Atât din sport pentru moment, rămâneți alături de Nord-Vest TV. Bună seara, meteorologii ne anunță că până la mijlocul acestei săptămâni vom avea temperaturi chiar și de 30 de grade. Haideți să vedem minimele și maximele zilei de mâine. Pe continent, ploile se mută în regiunea de vest, va ploua mâine la Lisabona și vor fi doar 19 grade aici, tot 19 grade sunt așteptate și la Madrid, unde cerul va fi mai mult închis, plouă în continuare la Paris, totuși se încălzește, vom avea 22 de grade în termometre, în timp ce 23 și un cer variabil la München, va fi cald mâine și la Roma și la Budapesta sunt așteptate 25 de grade. Ceva ploi mai sunt anunțate și la noi în țară, dar în cea mai mare parte cerul va fi variabil, iar precipitațiile vor fi izolate și puține din punct de vedere cantitativ. Temperaturile vor crește și ele destul de simțitor. Ne așteptăm la maxime de 26 de grade la București, 24 la Constanța, 25 de grade vor fi la Iași, 22 la Brașov, doar 18 grade mâine la Cluj-Napoca și 26 în termometre la Timișoara. În regiunea de nord-vest, precipitațiile se vor concentra în județele Cluj și Bihor, în timp ce temperaturile maxime vor ajunge la 25-26 de grade, iar cele minime vor fi înregistrate tot în județul Bihor, vor fi 6 grade Celsius pe parcursul nopții. O încălzire a vremii se resimte chiar și pe parcursul nopții. Meteorologii anunță o creștere a minimelor. Dacă săptămâna trecută ne-am confruntat chiar și cu temperaturi de 4 grade Celsius, acum vom avea 13 la Satu Mare, 10 la Negreștoaș și 14 la Carei și la Tășnad. Mâine ne așteptăm la un cer mai mult senin cu maxime de 26 de grade la Satu Mare, 24 la Negreștoaș, chiar și temperaturi de 27 de grade se vor întâlni mâine la soare la Carei și la Tășnad. Municipiul va avea parte mâine de o vreme foarte frumoasă cu un cer mai mult senin, cu o minimă ce nu va coborî sub valoarea de 13 grade și o maximă ce va depăși 26 de grade.
Acestea au fost principalele informații meteo. Noi ne revedem mâine. Până atunci aveți parte doar de vreme bună alături de Nord-Vest TV. Acestea au fost știrile. Sunt Silvia Cech și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe Nord-Vest TV. La revedere!